Visul despre mașini, automobile sau mijloace de transport auto sunt interpretate, în general, ca semnificative despre felul cum te descurci în viață. În funcție de contextul unui vis, mașina poate fi un simbol al trupului tău, al minții tale, al sinelui, ego-ul, așa cum este definit de Sigmund Freud, al conștiinței sau personalității tale, a orientării actuale din existența ta. O mașină poate reprezenta, de asemenea, persoana ta în viața socială, în accepția lui Carl Jung, cum arăți în ochii celorlalți, sau statutul tău social. Particularitățile unor vise despre mașini ne arată cât de multă putere și influență avem ori credem că avem asupra destinului nostru și de cât de mult succes ne bucurăm în vreme ce avansăm de la un stadiu la altul al vieții. Visul în care conduci o mașină semnifică ambiția ta, ceea ce te mobilizează în cel mai înalt grad și capacitatea ta de a evolua în decursul existenței. Ia minte la cât de lin sau nu se mișcă mașina pe drum. Dacă te vezi conducând un automobil, înseamnă că ai un rol activ în modelarea vieții tale. Dacă nu ești decât pasager sau ocupi locul din dreapta șoferului, ți se atrage atenția că ai o implicare pasivă în traiul tău în general. În cazul în care ocupi un loc din spate, ți se indică că accepti să te situezi într-o poziție inferioară și că le permiți celorlalți să preia controlul asupra ta. Acest fapt poate fi urmarea slabului tău respect față de tine însuți sau scăzutei încrederi în ființa ta. În mare, acest simbol din vis denotă independența ta ori gradul în care îți controlezi viața. Un vis în care mașina ta se răstoarnă cu 180 de grade, cu roțile în sus, te avertizează că un important eveniment este pe cale să-ți bareze calea spre obiectivele tale. Simți nevoia să-ți iei viața în propriile mâini. Visul în care nu poți porni mașina indică că te simți lipsit de putere într-o anumită situație. Atunci când vizezi că ai uitat unde ți-ai lăsat mașina, semnifică faptul că nu ești satisfăcut sau că ești nefericit cu privire la un aspect din viața ta conștientă. Poate că nu știi cu adevărat ce să faci cu viața ta sau încotro să te îndrepți în existență. O mașină furată în vis sugerează că te simți derutat față de veritabila ta identitate. Acest lucru poate fi asociat cu pierderea unui job, o relație de cuplu eșuată sau o altă situație în care individualitatea ta joacă un mare rol. Devisezi că mașina ta sau motorul ei s-a supraîncălzit, ți se ilustrează că îți cheltuiești prea multă energie. Trebuie să o lași mai moale în traiul cotidian pentru a nu risca să cazi pradă stresului sau unei oboseli cronice. Poate că îți propui mai mult decât poți realiza. Este vremea să-ți iei o pauză de relaxare ori odihnă. Visul în care nu poți ridica geamul mașinii tale poate spune că dai dovadă de o oarecare rezervare sau ezitări față de direcția vieții tale sau drumul destinului ales de tine. O mașină din vis care merge fără că nimeni să o conducă denotă că trebuie să te reasiguri asupra standardului tău actual de viață. Poate că nu vrei să-ți asumi responsabilitatea acțiunilor tale. Un vis despre cum cumperi o mașină se referă la marea ta dedicare sau marele angajament față de o importantă decizie luată de tine. Acceleratorul unei mașini reprezintă abilitatea ta de a-ți controla consumul de energie în muncă, într-o relație sau în viață, în general. Felul în care apeși pe accelerator arată câtă voință pui în joc în materializarea țelurilor tale. Dacă acceleratorul nu funcționează, înseamnă că ești secătuit de energie sau că nu știi cum să te motivezi. Atunci când apeși cât mai mult pedala de accelerație, exprimă marea ta năzuință de a atinge un obiectiv, cât mai repede posibil. Un autovehicul ciocnit ori strivit în vis reprezintă dezamăgirea din viața ta lucidă. Poate că duci lipsă de notabile ambiții sau aspirație. Un accident de mașină din vis poate sugera un sfârșit, o încheiere, cu o amploare asociată cu gradul de distrugere a mașinii. Poate fi vorba despre finalizarea unei orientări a existenței, a unei relații de cuplu sau de afaceri, în funcție de cine este cu tine în momentul accidentului.
dacă în accident este implicat și un alt om, visul denotă o relație dificilă cu acesta ce îți poate afecta fericirea sau încrederea în tine însuți. O mașină accidentată ori avariată poate reprezenta uneori și un eșec pe care ți-l dorești, poate din imboldul de a evita stresul sau o schimbare. De asemenea, ciocnirea unei mașini sugerează lipsa de control ori o ratare a unei oportunități, ciocnirea cu un șef sau un partener. Dacă te visezi murind în accident, înseamnă că ai nevoie de o transformare radicală a existenței sau individualității tale. Auzi ori a închide într-un vis alarma unei mașini implică faptul că mergi pe o cărare greșită a existenței. În acest fel ești avertizat să renunți la orientare de a ta prezentă. Atunci când te visezi băut sau beat la volanul unei mașini, ți se sugerează că nu îți controlezi viața sau că ești sub influență unor lucruri intuitive, imaginare, lipsite de rațiune. Bateria unei mașini reprezintă simbolic în vis vitalitatea ta. Dacă visezi că bateria este moartă, poate însemna că ești copălșit sau epuizat de un aspect al vieții tale. Este necesar să te relaxezi pentru a preîntâmpina riscul unui colaps datorat supraoboselii. Visul despre centura de siguranță a unui autovehicul semnifică faptul că trebuie să fii prudent, sugerându-ți-se felul în care te poți feri de un accident sau incident din viața lucidă. Dacă te visezi fără centură de siguranță, se poate spune că ești adeseori prea imprudent. Uneori, acest vis ilustrează o limitare la care ești supus. Combustibilul mașinii visate este asociat cu voința, perseverența, motivarea. Poate fi vorba și despre o resursă ce te ajută să realizezi ceva sau să ajungi undeva. Dacă visezi că un rezervor de combustibil gol, ți se sugerează faptul că ești lipsit de resurse, de motivație sau voința de a face ce îți dorești. Mai poate semnifica oboseala, epuizarea sau o stare proastă de sănătate. Un autovehicul demontat în subansamble sau piesă cu piesă descrie un eveniment de viață stresant sau neglijență în a avea grijă de trupul tău. Poate semnifica și simțământul că niște oameni, ori circumstanțe îți împietează libertatea, oportunitățile sau viața profesională. Dacă ai visat un camion ori un tir ce transporta mașini, ți se indică faptul că nu ai un cel clar în viață și că îi lași pe alții să ia deciziile în locul tău. Farurile unui autovehicul din vis ilustrează capacitatea ta de a vedea ce se petrece cu adevărat în viața ta reală, cu precădere în zona subconștientă a minții tale. Ți se poate sugera ce te așteaptă în viitor, dar poate fi și o indicație despre abilitatea intuiției sau clarviziunii tale. O mașină în flăcări ori incendiată subliniază arderea, distrugerea totală a unui aspect fizic ori sentimental. În funcție de contextul visului, poate implica sfârșitul unei relații, a unei conjuncturi de la serviciu, a unei proiectate activități. În cazul că visezi cum frânele mașinii nu funcționează, ți se sugerează pierderea controlului asupra unui eveniment sau unei situații, ce poate indica teama de a fi pus la încercare sau a lua o inițiativă. Poate fi vorba și despre dificultatea de a-ți stăpâni emoțiile, sentimentele dintr-o legătură de dragoste. O parcare visată reflectă un loc în care te poți odihni, relaxa, întâlni oameni, a face schimb de idei și opinii, sau a intra în contact cu un eventual partener de cuplu. O mașină parcată duce cu gândul și la faptul că te-ai oprit într-un anumit punct al vieții tale sau că ai ales să mergi pe jos, adică să depui un plus de efort personal. Portbagajul unui autovehicul reprezintă amintirile, karma sau influențele unor trecute evenimente, precum și experiențele de viață care continuă să ne marcheze. Visul despre portbagaj este asociat și cu lucrurile necesare pe care le luăm sau cumpărăm pentru noi sau familie. Uneori, poate fi la mijloc o chestiune pe care vrem să o ascundem sau de care vrem să scăpăm. Portbagajul poate însemna totodată bagajul de gânduri pe care le purtăm tot timpul în minte.